Spuneam atunci că dacă citești cu atenție aceste cuvinte, aceste învățături, și după ce le citești, încă te mai lupți cu întrebarea dacă mai este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt sau nu mai este nevoie în vremea aceasta, spuneam că încă n-ai înțeles frumusețea acestor învățături și profunzimea lor. Mi-aduc aminte în basmele copilăriei mele și ale multora dintre dumneavoastră care mă ascultați, citeam cândva despre, mai știu eu, o fată săracă și frumoasă și harnică, care, printr-un complex de împrejurări, ajungea să fie văzută de un prinț și apoi, în cele din urmă, ajungea să-i fie acestuia soție. Și multe din poveștile copilăriei noastre se încheiau cu formula consacrată și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Adevărul este că atunci când citeam aceste lucruri, inima mea se umplea de bucurie și ziceam, uite că este posibil. Dar toate lucrurile acelea țineau de domeniul minunilor. Și ele nu s-au întâmplat așa cum erau scrise acolo niciodată. Dar o minune mult mai mare decât minunile acelea despre care citeam în cărțile de povești, s-a întâmplat totuși mult mai mare decât oricare minune, și anume faptul că noi am fost înfiați. Și din starea în care ne-am găsit, stare descrisă de Cuvântul lui Dumnezeu în cuvinte foarte categorice, am căpătat harul să devenim fii ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Domnul Iisus. Binecuvântat să fie Domnul! Adevărul că aceasta este o minune extraordinară, minunea minunilor. Și ar trebui să fim recunoscători Domnului în fiecare zi din câte ne-a rânduit să trăim pe pământul acesta. Minunea aceasta, câteodată când te gândești la ea, te face să spui, e prea frumos să fie adevărat. Dar Domnul lui Dumnezeu ne adeverește că acest lucru este real. Că lucrul acesta, într-adevăr, este la îndemâna noastră, că am avut parte și avem parte de el. Este cu putință pentru un om păcătos să devină Fiul de Dumnezeu. Confirmarea pe care Duhul Sfânt o face cu privire la această calitate nouă, atribuită nouă prin Har, întâi vine potrivit aici cuvântul scris de Pavel prin călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Căci, zice Pavel, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre călăuzire divină, de obicei mergem cu gândul la o intervenție supranaturală a Duhului lui Dumnezeu, prin care ne ajută să facem diverse alegeri în viața noastră. Și probabil că această călăuzire ține de domeniul călăuzirii divine. Dar aș vrea să vă spun că Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, le-a spus ucenicilor săi că Duhul Sfânt pe care urma să îl trimită și pe care l-a și trimis la vremea ulterioară, Duhul Sfânt îi va călăuzi pe ei în tot adevărul. Aș vrea să vă spun că adevărul este de cele mai multe ori ascuns de ochii oamenilor. Și oamenii nu sunt în stare să-l găsească. Uitați-vă de bună oară savantul acesta britanic care trăiește chinuit acolo într-un fotoliu cu rotile. Nu mai amintesc acum numele lui, dumneavoastră știți. Este considerat drept cea mai luminată minte a secolului acestuia. Dar totuși adevărul lui Dumnezeu este ascuns de mintea lui atât de ascuțită și atât de înțeleaptă. Psalmistul zicea în Psalmul 119, versetul al 18-lea, dacă nu dau greș, deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și savantul și omul simplu își apleacă privirile în acest cuvânt al desăvârșirii. Și savantul, pentru că se încrede în marea lui înțelepciune, nu pricepe nimic și trântește Biblia deoparte. Și omul acela simplu, modest, deschide Cartea Sfântă, citește așa cum citește, poate pe silabe.
Și inima lui se încălzește de aceste adevăruri și bucuria inundă viața și este dispus după aceea să meargă mai departe, să facă orice pentru Domnul. De ce? Pentru că a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în înțelegerea acestor lucruri. Duhul Sfânt este acela care ne călăuzește. Pentru că dacă n-ar fi el adevărurile minunate ale Scripturilor, ar rămâne departe de ochii noștri și de inimile noastre. Și când vă spun lucrul acesta, dragii mei, vi-l spun din experiență. Eram de multe ori îndemnat de mama mea să mă plec să citesc cuvântul acesta al Scripturilor și vă mărturisesc că nu vedeam în el nicio frumusețe. Mai citeam câteodată în câte o cărticică din acelea care intrau pe sumână oarecum în vremea comuniștilor în România și găseam scris că psalmii sunt cele mai frumoase poezii care au scris vreodată și mă uitam în psalm și nu vedeam nimic frumos. Îmi plăcea mai mult Eminescu, îmi plăcea câteodată Arghezi, îmi plăcea Bacovia, îmi plăcea Minulescu, îmi plăcea Labiș. Dar psalmii nu mi-au plăcut niciodată până când Duhul lui Dumnezeu, când am devenit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis ochii. Acum vreau să vă spun, nimic din poeziile scrise de mari literați ai lumii acesteia nu se poate compara cu frumusețea psalmilor pe care i-au scris oamenii lui Dumnezeu în vremurile de demult. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Știți de ce s-a întâmplat această schimbare? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care se ocupă de noi și ne călăuzește în adevăr. Pentru că Duhul lui Dumnezeu intervine asupra minții noastre și o ajută să treacă dincolo de barierele ei obișnuite în care ea este încorsetată de învățăturile lumii acesteia. Este Duhul lui Dumnezeu care face această lucrare și îl binecuvântăm pe Dumnezeu și este un privilegiu al copiilor lui Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe Domnul. În al doilea rând, Duhul Sfânt confirmă calitatea noastră de fiul lui Dumnezeu prin faptul că noi suntem îndemnați din lăuntrul nostru să strigăm Ava, adică Tată. Și aici aș vrea să mă opresc puțin. Cuvântul Ava, cuvânt pe care noi știm că îl putem traduce prin Tată, este un cuvânt care definește modul de adresare al unui copil dintr-o familie evreiască spre tatăl lui. Cuvântul acesta este, dacă vreți, un cuvânt extrem de familiar. Evreul, în rugăciunile sale, niciodată n-a avut îndrăzneala să îi se adreseze lui Dumnezeu cu cuvântul acesta. Am citit cândva, într-o cărticică de-a lui Ioachim Ieremias, un erudit cercetător al Scripturilor, omul acesta s-a plecat să cerceteze cu minuțiozitate toată literatura rabinică privitoare la închinare, la rugăciune. Și mărturisește Ieremias că în toată literatura ebraică pe care el a apucat să o cerceteze cu deamăruntul, n-a găsit niciodată folosința acestui cuvânt, întrebuințarea cuvântului Tată în rugăciunile lor. Dar vedeți dumneavoastră, Mântuitorul Iisus, întotdeauna când s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl, a folosit cuvântul acesta. De bună oară, în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, în versetul al 9-lea, când își învață ucenicii să se roage, El le spune să se adreseze Tatălui Ceresc cu această formulă minunată și binecuvântată, Tată. În Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul al 25-lea, Mântuitorul Iisus se bucură prin Duhul Sfânt, se adresează Tatălui și când te adresezi Tatălui, te adresezi în rugăciune și își începe cuvintele acelea cu formularea Tată. Apoi, dacă veți lua aminte de bună oară, în Evanghelia după Ioan, acolo, la mormântul lui Lazar, Ioan 11 cu 34, dacă nu dau greș, o rugăciune scurtă, dar care începe cu cuvântul Tată. Și rugăciunea consemnată în Ioan 17, versetul 1 și versetul 5, Domnul Iisus îl numește pe Dumnezeu Tată.
atunci când vorbește despre Dumnezeu ascultătorilor care se adunau în jurul Lui, El întotdeauna l-a cinstit pe Dumnezeu cu apelativul acesta, Tată, iar pe ucenicii Lui i-a învățat să-i se adreseze Lui Dumnezeu în felul acesta. Încerc să-mi imaginez uimirea mare care i-a cuprins pe ucenici atunci când l-au auzit pe Domnul Iisus că învață și pe ei să-L numească pe Dumnezeu Tatăl. Acum ei știau cine este El. Că este Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Petru a declarat-o când era în ținutul Cezarei lui Filip. Dar acum, dacă El avea dreptul acesta să-L numească pe Dumnezeu Tatăl, să-L aibă și ei oare? Și Domnul Iisus Hristos tocmai acest lucru îl subliniază și le spune: voi îl puteți numi pe Dumnezeu Tatăl. Voi vă puteți începe și trebuie să începeți rugăciunea voastră adresându-vă cu acest cuvânt atât de intim. E ca și cum i-a spune lui Dumnezeu: tăticule. Un cuvânt deosebit de intim și deosebit de frumos. Apoi, aș vrea să mai fac un popas tot aici. Pentru că zice Pavel: Duhul ne face să strigăm. Și aș vrea să vă spun că oamenii strigă în mai multe feluri și din mai multe motive. Mai ales acum că undeva într-un colț al Europei echipe de sportivi își dispută o minge rotundă, aleargă după ea până nu mai pot și câștigă bani și prin tribune strigă lumea până răgușește. Cândva, deși n-am ajuns niciodată într-un asemenea loc mare, cândva am strigat și eu. În casa părintească, în fața micului ecran, am strigat și eu. Strigă părinții atunci când îi cer copilului să facă ceva și nu-l poți scoate, Doamne, din ordinator. Du-te și du gunoiul la container și zice: da. Peste o jumătate de ceas îl întreb: l-ai dus? Încă nu. Du-l o da. Și după ce-l trimis de 10 ori, urci tonul. Dintr-o dată urci 3 octave. Și ții la el că sare în sus, capă tableta sau ce are în mână și se duce. Vreau să vă spun un lucru. Când Pavel folosește aici cuvântul a striga Ava, el folosește un cuvânt specific care definește o strigă de bucurie. Un strigă de deosebită satisfacție sufletească. Noi cu bucurie strigăm Ava, adică Tată. În strigătul nostru este bucurie. Nu este supărare, nu este nemulțumire, nu este nimic din toate acestea. Este o bucurie sfântă. Și aș vrea să spun, dragul meu care mă asculți în seara aceasta, felul în care tu te rogi, atunci când nu ești foarte preocupat să dai rugăciunii tale o formă, că atunci când suntem puși, ne rugăm în public, avem grijă la forma rugăciunilor noastre. Dar felul în care te rogi tu atunci când știi că nu te aude nici soția, nici soțul, nici copiii, felul în care tu te rogi, să știi că spune mult despre relația ta cu Dumnezeu. Cât de bine funcționează relația ta. Dacă îți începi rugăciunea cu Dumnezeule Mare și Sfânt, s-ar putea să te găsești în categoria celor doi despre care Domnul Iisus vorbea în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Pentru că dacă tu realizezi relația nouă a ta cu Dumnezeu, relație confirmată în lăuntrul tău de Duhul Sfânt, tu îți începi rugăciunea cu Tatăl. Îți începi rugăciunea cu bucurie că poți să stai de vorbă cu El. Nu te simți ca în fața cuiva unui superior, înaintea căruia trebuie să dai socoteală. Te bucură părtășia. Abia aștepți să intri în această părtășie. Poate că ar trebui să fim culoarea minte la felul în care noi ne rugăm. Felul în care noi ne rugăm spune multe despre statura noastră spirituală, despre calitatea relației noastre cu Dumnezeu. Vă mărturisesc un lucru mai intim pe care poate unii îl veți înțelege bine, iar alții poate îl veți înțelege rău și mă veți judeca. E treaba dumneavoastră. Am să vă spun că de o vreme încoace
atunci când merg în călătorii mai lungi cu mașina, nu mai pot să ascult muzică, chiar din asta creștină. Și am obiceiul să mă rog. Am plecat într-o dimineață de aici spre Windsor și de când am plecat eram singur pe mașină, am început să mă rog. M-am tot rugat, ignorați asta, m-am tot rugat și a venit peste mine o bucurie care mi-e foarte familiară. Și de multe ori la volanul mașinii când plec în călătorie plâng în hohote, dar e un plâns de bucurie. Pentru că îl simt pe Dumnezeu aproape. Pentru că știu că pot să-i spun toate lucrurile care mă întristează și mă apasă. Dacă este zi, îmi pun ochelari de soare, am în mașină ochelari de soare. În mod obișnuit nu port. N-am niciun ochi vânăt, nu simt nevoia să port ochelari de soare. Dar atunci când mă rog, atunci am pun. Pentru că trec pe lângă mie mașini care s-ar putea să uite din curiozitate și dacă mă văd cu lacrimi pe obraz, cu ochii roșii, s-ar putea să interpreteze altfel ceea ce văd și să mă pomenesc că undeva mai încolo mă oprește poliția și mi-a analiză. Mă mai trimite și pe la spital. Dar vreau să vă spun că de fiecare dată când îmi îndrept gândul și glasul către Dumnezeu, când îl numesc pe Dumnezeu Tatăl, îl simt așa de aproape și mă bucur. Și așa o mânghiere vine peste mine încât puteți să-mi faceți ce vreți, că nu-mi pasă. Un singur lucru mă interesează atunci. Faptul că stau de vorbă cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că dacă vă începeți rugăciunea cu expresia Părinte al Veșniciilor, expresia aceasta este o expresie frumoasă. Dar mult mai frumoasă este cea pe care ne-a învățat Iisus să o folosim, aceea de Tată. Duhul Sfânt ne confirmă că Dumnezeu este Tatăl nostru. Se vorbea aici despre o suferință. Și Pavel le spune fraților din Roma, suferințele din vremea de acum, el, când făcea această precizare, nu se referea la un moment anume. S-a supărat cezarul roman, dă pe creștini din Roma, dar după aia trece. Pavel, în această expresie, cuprinde toate suferințele de care pot să aibă parte copiii lui Dumnezeu de-a lungul vieții sale pământești. Și Pavel le spune fraților, eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Verbul a socoti exprimă faptul că Pavel le-a cântărit bine. Nu a fost o exaltare, o decizie de moment. Când socotești, tot socotești și faci plusul și minusul și ajungi la o concluzie. Și Pavel spune, Dumnezeu mie mi-a făcut de cunoscut că slava viitoare este așa de minunată încât orice ar putea veni peste noi de-a lungul vieții pământești din pricina credinței noastre în Hristos, vreau să vă spun că se merită să le suportăm pe toate, se merită să suportăm și lecțiile pe care Dumnezeu ni le dă, prin care ne trece ca să ne modeleze, se merită toate lucrurile acestea și câte va îngădui Dumnezeu să vină peste noi. Pentru că slava viitoare întrece orice imaginație omenească. Lucruri pe care ochiul omului nu le-a văzut, la urechea omului n-au ajuns și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Și lucrurile acestea ni le confirmă Duhul Sfânt. Mă uit la ceas, timpul și-a făcut cursul și aș vrea să încheie împărtășirea din seara aceasta într-o rugăciune de adâncă mulțumire. N-aș vrea să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt căia care nu știe nimic. Aș vrea să-i spunem, Doamne, că îți mulțumesc că ai făcut toate aceste lucruri pentru mine și pentru că Duhul Tău mi le confirmă în viața mea. Vă invit să ne ridicăm în picioare.